și filerul pleacă în Grecia. Povestește Victoria Trâmbițaș Hașu, sora fraților Andrei și Ghiță Hașu. Știi că pentru frații mei eu aș fi făcut orice, și în foc dacă mi-ar fi cerut, m-aș fi aruncat pentru ei. Eu le cunoșteam sufletul și știu că numai binele în lume voiau să-l facă. Eram măritată, aveam 4 copii, dar de datoria asta eu nu m-am lăsat. Mihai, soțul meu, știa că-i ajut, dar secretele mele nu i le-am spus nici lui. Dumneata știi de câte ori am venit să vă găsesc, unde m-au chemat ei. Nu m-au oprit nici frica, nici osteneala, nici sărăcia, nici dusul la securitate, nici bătăile, nici amenințările. Mi-am pus nădejdea în Dumnezeu că trebuie să izbândesc. Era vara, în anul 1955. M-a chemat Ghiță seara și m-am dus. Tori, mi-a spus el, noi plecăm în Grecia. Dumnezeu știe cum va fi. Ca semn că am ajuns acolo, eu îi trimit tati medicamentele de care are nevoie. Nu știm nimic de Gavrilă și de Jean. I-au rămas din toamnă dincolo de Olt. La locurile de scrisoare am găsit pământul răscolit, dar nicio scrisoare. Dacă ei ajung la tine, tata știe cu cine să ia legătura ca să vină și ei în Grecia. Tu să te duci cu trenul în ziua cutare la București și să aștepți trenul de la ora 6 de la Pitești și să ne vezi de coborâm sau nu din tren, dar să nu dai niciun semn că ne-ai cunoaște. Și-a luat rămas bun de la mine cu lacrimi în ochi. Spune-i tati și la toți să mă ierte pentru tot necazul ce le-am făcut, iar Jenny să crească copiii cum o va ajuta Dumnezeu. Cu câteva zile înainte am fost în Ilien, după Victor Metea. Am plecat de dimineață cu căruța în câmp, am dat bice cailor printre sate și am ajuns în Ilien, întrebând la unul și la altul dacă n-au lipsă de secerători. Am intrat și la lui Metea și le-am spus ce mi-a poruncit Ghiță. Am ieșit din sat și mi-am schimbat hainele, m-am dus în făgăraș și m-am întors cu ceva cumpărături. După porunca lui Ghiță, la ora 6, eram în gara de nord, în București. Dar cu trenul de 6 nu au venit. Eram cu băiatul meu, cu Deu, Andrei. Eu am început să plâng. Dacă știam că plângi, mamă, eu nu veneam. Mi-am venit în fire și am întrebat când vine alt tren. Venea unul la 9. La trenul acesta au coborât întâi Ghiță, apoi Metea și la urmă Nică Chiujdea, cu o sticlă în mână. Înaintea lor mergea un străin și în urma lor altul. I-am urmărit până nu au ieșit din gară și am văzut cum s-au urcat într-un taxi. Până azi îmi pare rău că n-am luat și eu un taxi să-i urmăresc unde se duc. După un timp, tata a primit medicamentele pe care i le-a făgăduit Ghiță. Ar fi trebuit să fiu liniștită, dar un gând negru în tot dădea târcoale. În primăvara anului 1956, un om m-a anunțat să mă duc la Lazul Cutare, că acolo mă aștepta Pop Jean. M-am dus. Lazul era pe drumul ce ducea din Pojorta în Sâmbăta de Sus. Era acolo un tufăriș, cu muriș, cu frunza încă neîndesit. Acolo l-am întâlnit pe Pop Jean. Era slab, nebărbierit și rău îmbrăcat. M-a întrebat ce-i pe acasă la el. I-am spus că Oara, nevastă sa, a venit de la închisoare și mutată la părinții ei. M-a rugat să o anunț, să meargă până la el, dacă se poate cu fetița, pe care el încă nu o văzuse. I-am spus de Ghiță cum a plecat și când a plecat. I-am spus și ce vorbe a lăsat Ghiță la plecare pentru cazul în care ajunge să vorbească cu mine. Că tata știe ce este de făcut. I-am spus că tata a primit medicamentele de la Ghiță, așa cum a fost înțelesul. M-am dus la Oara, în Lisa, și i-am spus de Jean. Am ieșit amândouă din sat, am ocolit pe departe și am ajuns la Lazul cu muriș. Eu am plecat și am lăsat singur. Oara, soția lui Pop Jean, adică lui Fideru, își amintește că s-a întâlnit cu el la acest Laz. Și spune așa, ar fi vrut să mă fi dus cu fetița, dar eu nu puteam aduce pe unde am venit, pe câmp. Și fetița, cât am fost la închisoare, s-a întristat de mine. Acolo, soțul meu mi-a spus că se va duce și el unde s-a dus Ghiță. Dar acum va face lucrul acesta, nu mi-a spus. Ne-am despărțit plângând amândoi. Morarul de atunci,
Cristea Pătru, Pătru de la Moară, din Pojorda, și amintește că, în primăvara lui 1956, într-o seară, au bătut câinii a om. A ieșit afară și a dat peste Pop Jean, pe care îl cunoștea și care l-a rugat să se ducă la tatălui Ghiță și să-l pună și pe el pe drumul pe care a plecat Ghiță. Când va avea ceva pregătit, el poate fi găsit în satul Colun, la bătrânul Toader, a doua casă din capătul satului dinspre Răsărit. După un timp, tatălui Ghiță l-a trimis în Colun cu știrea că omul ce trebuia să-l ducă pe filerul îl așteaptă pe șoseaua națională într-un anumit loc, într-o anumită seară. Cristea Petru s-a dus în Colun, la Toader. L-a luat pe filerul și s-a dus la locul convenit pe șosea. Aici aștepta un bărbat mic, de statură cu fața mare, solid ca înfățișare. Punându-i în legătură, i-a lăsat numai pe ei. Acest drum l-a costat pe filerul viața, iar pe mine o condamnare de 20 de ani de muncă silnic. Moara mai există? Nu, moara nu mai există. Au confiscat-o după arestarea mea, apoi totul s-a risipit. Azi, numai niște slăbi de piatră mai arată locul, zise morarul Cristea Pătru. O femeie din Pojorda, Viorica Gușeilă, povestește. Era o fetiță de 12 ani. Primăvara, în câmp, la locul numit Fierăstrăul Popii, oamenii arau și semănau. Un om, arând cu vitele, s-a speriat că pământul se prăbușește sub vite și a dat alarmă. Oamenii de pe câmp s-au strâns să vadă ce este. Sub pământ au descoperit un bordei în care am intrat și eu să văd. Era cam 4 pe 4 metri, cu pământ bătătorit. Într-un colț era o sobă mică cu picioare, o măsuță, câteva scăunele cu 3 picioare, ca de cis mari, și la perete era un prici din lemne cioplite. În bordei era și o fântâniță mărginită cu scorbure de arine. Ieșirea se făcea în apă, în pârâuțul ce izvorea din grădina popii. Tavanul bordeiului era din bârne sprijinite pe stâlpi care putreziseră. Eram pe atunci, cum am spus, o fetiță de 12 ani și am intrat în bordei și le văd toate și acum cum erau. În drum spre Grecia. Între timp a sosit Niculescu. Olimpiu nu i-a spus nimic din cele întâmplate cu Brâncovian. I-au dat o explicație. Cei din munți nu se pot apropia din cauza securității. Pe 17 iulie, Olimpiu avea fixat o întâlnire cu Leu. Acesta a venit însoțit de Ghiță Hașu, pe care Olimpiu îl cunoștea de pe frontul de Răsărit, unde au fost amândoi răniți la Iași. Au discutat planul profesorului Grovu și l-au găsit bun. Au hotărât ca în primul eșalon să plece Leu și Nelu Novac. Olimpiu le-a făcut rost de 2 costume de haine. Niculescu a venit pe 27 iulie cu 5-6 buletine de identitate de la un șantier. Au plecat în 31 iulie 1955 cu trenul din gara Viștea de Jos, însoțiți de Niculescu. În urma lor a ajuns o scrisoare că au sosit cu bine în Grecia. În celula de la securitate, doctorul Burlacu a refuzat să scrie scrisorile cerute de anchetatori, scrisori ce trebuiau să dovedească că și el este în Grecia. Grovu, ca să-i liniștească pe cei din țară, a scris că doctorul a primit alte misiuni în Spania, rămânând ca el, Grovu, să se ocupe de problema trecerii. În august au plecat și profesorul Ioan Chiuștea, Ghiță Hașu și Victor Metea. O soră de-a lui Ghiță Hașu, Victoria Trâmbițaș, i-a așteptat și i-a văzut coborând în gara de nord, în București, și urcându-se într-un taxi. După un timp s-a primit o scrisoare alarmantă din Grecia, că acolo nu sunt crezuți până nu se vor duce și Gavrilă și Pop Jean, așa că îi cerea lui Olimpiu să-i caute. În 7 octombrie a plecat și Olimpiu la Niculescu, la București. Soția lui Olimpiu a primit câteva cadouri trimise din Grecia, printre care și ceasul soțului ei, fără a mai primi nicio scrisoare apoi. În primăvara anului 1956, filerul a ajuns acasă, a aflat vestea că ceilalți au plecat în Grecia, a luat legătura cu sora lui Ghiță Hașu, Aurelia Trâmbițaș, care l-a pus și pe el pe drumul Greciei. Olimpiu Borzea a sosit la locuința lui Costică Niculescu din strada Aman, numărul 42. O zi mai târziu a venit în vizită un unghi de al acestuia, grec,
și după vorbă și după înfățișare, în realitate fiind colonelul de securitate Iacob, viitorul comandant ajutor al închisorii din Aiud. Și împreună au plecat pe șoseaua București-Giurgiu, fiind, deci, arestat de securitate. După o oră era în fața generalului Nikolski, care îi spune: ai crezut că-ți bagi joc de Ministerul de Interne? O singură zi de acțiune contra voastră ne costă 72.000 de lei. Salariul unui muncitor era de 300 de lei. A fost aruncat într-o celulă a securității. A urmat 2 ani de chinuri, anchete interminabile, întâi la București, apoi la Brașov, toate făcute cu tact și cu răbdare. Aveau timp. Pisica nu-și ucide șoarecele dintr-o dată, ci mai întâi îl ghinuie. Fiecare din ei era ținut izolat de ceilalți. Câteodată, în celulă erau introduși ca din întâmplare alți anchetați. Era însă atât de străvezie intenția de a-i trage de limbă. Astfel, Olimpiu Borzea își amintește că în celulă au introdus un student, Paul Marinescu, care i-a mărturisit scopul pentru care a fost adus. Pe acesta l-a rugat cu lacrimi în ochi ca la întoarcerea în închisoare să spună tuturor că cei din grupul luptătorilor din Munții Făgărașului nu sunt în Grecia, ci în mâna securității. Poate că s-a procedat și cu ceilalți frați la fel, având și ei ocazia să trimită vestea aceasta în închisori. Oricum, prin iunie 1956 se știa afară că cei plecați erau prinși prin vânzare. Soția mea aflase de la Mihai Maga pe la începutul verii acest lucru, că toți erau prinși în afară de mine. Un episod la securitatea Brașov, de care își amintește Olimpiu. Odată, Deitler i-a dat să-și citească și iscălească declarațiile scrise de el. Deitler: Olimpiu s-a apucat să corecteze cele scrise. Ce faci, mă? Corectez greșelile de ortografie. Crezi că o să scap de condamnare la moarte? Nu. Dar cineva peste ani și-ar putea închipui că le-am scris cu mâna mea, eu, profesor de limba română. Dr. Nicolae Burlacu era ținut la izolare, ca de altfel toți cei arestați în toamna anului 1956. Capitanul Ernest Deitler, fiind bine dispus, probabil sub influența evenimentelor din Ungaria, a venit cu un dosar pe care i l-a înmânat. Doctore, până citesc ziarul, ai voie să-l răsfoiești, să-ți cunoști oamenii. Văd că te-ai avut bine cu jidanii și asta poate să-ți ajute ceva. Capitanul Deitler era el însuși evreu. Am răsfoit dosarul. Erau 2 referințe foarte rele, pline de minciuni, de la un ofician sanitar, bârghișan, și de la administratorul spitalului Făgăraș, Forsea. Nici nu m-aș fi așteptat la ceva mai bun din partea lor. Erau însă 4 referințe foarte bune din partea doamnei Popa Ana din Voivodeni, funcționară de la Petre Codruț, secretarul organizației PCR pe Combinatul Chimic Făgăraș, și de la medicii evrei Andrei Newman și Iosif Zeigler, cărora le port și astăzi recunoștință pentru curajul avut de a-mi lua apărarea în condițiile date. În primăvara lui 1957, doctorul Burlacu a fost readus la securitatea din Brașov și reanchetat de colonelul Gheorghe Crăciun, care s-a purtat foarte dur. În 14 iulie 1957, toți arestați au fost duși la Tribunalul Militar Sibiu și ținuți în beciurile securității, la așa zisele talpa iadului și 3 morminte, celule mici, sub pământ. Procesul a ținut 5 zile. Completul de judecată, capitanul Cojocaru Dragoș, Dinu și Tripon, procurorul Lucian Virgil, toți detașați de la Tribunalul Militar Cluj. Acum, spune doctorul Burlacu, i-am cunoscut pe cei din munți, studentul Ion Chiujdea, liniștit și stăpân pe sine, Victor Metea, cu care am fost mai mult timp vecin de celulă. L-am cunoscut mai bine și m-a impresionat mult, sclipitor ca inteligență, vioi, curajos și neînduplecat până în ultimul moment. Elevul Nelu Novac, elev cu 9 ani în urmă, la fel de împăcat cu soarta, cu un veșnic surâs pe buze, studentul H. Laurean, cu cicatricea încă vie pe frunte. Mai depărtați de celula mea, Ghiță, H. și Pop Jean. Au intrat în sala de ședințe liniștiți, de parcă nu era vorba despre ei. Din lot mai făceau parte Olimpiu Borzea și eu,
doctorul Nicolae Burlacu, preotul Victor Dâmboi, țăranul Gheorghe Borzea, profesorul Ion Bucelea, tânărul Vasile Bucelea, țăranul Victor Șandru și croitorul Ion Cristian. Trebuiau să mai fie și doctorul Lucian Stanciu și profesorul Grovu, care n-au fost aduși. Despre doctor am aflat mai târziu că în prima zi a procesului a fost dat în sicriu familiei. Au susținut că s-a sinucis, tăindu-și venele de la gât. Cauza reală a morții sale a rămas un mister. Profesorul Ion Grovu, deși i s-a pronunțat numele, nu a apărut la proces. Pentru serviciile aduse securității, a fost răsplătit cu direcțiunea unui liceu în orașul Victoria. La proces au fost aduși o mulțime de martori mincinoși care au susținut că au avut de pătimit de pe urma grupului din munți, dintre care unul a spus că a fost silit la întâlnirea cu grupul să-și mănânce carnetul de partid. Nu trebuie uitat o tânără din Sibiu, care a îndrăsnit să susțină în plină ședință că întâlnindu-se ca turistă cu grupul nu a văzut oameni mai amabili și mai corecți decât de când umblă ea prin munți. Încadrarea a fost aceeași pentru toți. 1. Crimă de uneltire împotriva ordinii interne și externe a statului român. 2. Însușire de prerogative ale statului. 3. Constituire de organizație armată teroristă. 4. Depozitare de armă în vederea unui scop criminal. 5. Tentativă de trecere frauduloasă a frontierei. Condamnările. Condamnați la moarte prin împușcare: Ion Chiujdea, zis profesorul, șef de lot; Laurian Hașu, zis Leu; Gheorghe Hașu, zis Ghiță; Victor Metea, zis Victor; Nelu Novac, zis Nelu; Pop Ion, zis Fileru; Olimpiu Borzea și Nicolae Burlacu. Muncă silnică pe viață: Ion Cristian, Gheorghe Borzea, Ion Bucelea. 25 de ani de muncă silnică: Victor Șandru, Vasile Bucelea. 10 ani de muncă silnică: preotul Victor Dâmboi. A urmat alte și alte procese cu sute de oameni din țara Făgărașului trimiși în închisoare sau în închisorile de exterminare și așa prea pline. Socrul lui Olimpiu Borzea, Vasile Bucelea, soma de securitate să spună unde se află armele lui Olimpiu Borzea, găsi cu cale să plece el din viață, omorându-se. Curtea și grădina lui Olimpiu Borzea au fost căutate și desfundate în întregime, pentru a se afla depozitul de arme. Cu această ocazie s-a găsit și corpul lui Remus Sofonia, zis Brâncoveanu, scos de acolo și îngropat, se pare undeva în marginea cimitirului Viștea de jos.